Și totul e înăuntru, da? Universul tău și el se reflectă. Tu ai programele că lumea e așa. Ai programele că e lună, că sunt stele, că e soarele, că sunt extraterestri, că sunt extraterestri buni, că sunt extraterestri răi, că e Doamne, Doamne, că e cineva care e, că nu mai e nimic, că e sub pământ, că e deasupra, că e, da? De ce a pornit toată nebunia frumoasă cu schimbarea și cu intri înăuntru și transmiutui și fiecare om, pentru că câți oameni, atâtea universe, atâtea pământuri, îți dai seama, câți oameni, atâtea adevăruri, pentru că sunt programele. Adevărurile, când sunt adevăruri programate, sunt programele, n-ai ce să faci. Adevărul e unul, e energia pură. Acolo e, în rest totul e programat. Intri în niște programele, da? Și le delitui. Și dacă îți propui, trăiești într-un programel cât de cât decent. Eu așa le văd acum, nu știu cum vor fi ele până la urmă. Și de aia a început toată nebunia cu... Aici pe pământ se curăță și se transmită lucrurile foarte... Uite, vine foarte rapid, foarte puternic. Și suntem ajutați dinăuntru nostru, noi. Aia mi-a plăcut foarte mult. Autoritatea decât higher self nu e nimic pe pământ. Un fel de, nu-mi spui mie tu ce să fac, programel. Totul e programel, totul. Ce e tu? Cine ești tu? Ăla divin și ăla. Energia pură. Ori energia pură nu are cum să-ți dicteze, fă aia sau fă aia. Eu o simt și gata, ești bine acasă, bine mersi înăuntru tău. Punct. Și atunci toate programelele despre cum e cosmosul, despre cum e că zburăm cu rachete, că nu zburăm, că ce se întâmplă, că se năruie, nu se năruie, că arde, nu arde, că pădurile, că clima, că, da? Toate sunt programele. Se șterg, se delituie și învățăm să programăm. Asta e. Suntem niște programatori, asta am mai zis-o de mult și tot aici mă întorc. Energia pură care intră în niște programele, da? Era, nu mai e, șterge. Bun, facem loc dacă nu se șterge până se usucă și pică. Bun. Pentru că energia, de ce ștergem programelele? Pentru că energia e vie. E așa e. Tu dacă o bagi într-un programel, ea e așa. Și deloc. Stă acolo și face nu știu ce. Ori ea, dacă nu e în niciun programel, imaginează-ți pământul, fildul, da? Energia ta pură, care se transformă în pământul, plin de oameni și tu și toată lumea și extraterestri și așa mai departe, universele, da? E ca și cum tu ești și vecinul și imaginează-ți tu transchimbat. Da? E palpită tot. Ești și extraterestru ăla, ești și ăla, și ăla, și ăla, pentru că din fildul tău asta se întâmplă. Și se întâmplă frumos, ce vrei, ce-ți place. Îmi place să fie numai pădure, numai verdeață. Ei, dacă îți place asta și e pe bune și simți, că nu știi cum e, că mintea spune multe capcane, da? Dar adevăratul tu, adevărata tu, ești aia care se proiectează acum. Deci ies niște proiecții, intră în niște proiecții. Și cum sunt ele acum? A, nici nu știu ce e, vai de mine ce e pe pământ. E, asta se proiectează până se curăță, se calmează și poate într-adevăr intră într-o pădure extraordinară. E un pământ unde e numai pădure, munți și râuri, lacuri, mări. Cum ar fi? Ce? Să ai o insulă a ta. Ai o, pământul tău. Ai grijă de el. Fă-l să fie frumos. Cliruie, cliruie, cliruie. Da? Și când ieși în afară, ce faci? Te duci
te uiți să admiri un copăcel cum crește sau să dești unul dacă ai minte și forță. Admiri cerul dimineața sau noaptea înstelat. Nu trebuie să faci mare lucru când vindeci aici, da? Focusezi la a ce-ți place. Acum îmi vine... am tot focusat într-un timp, eu când îmi luam ceva, după aia tot vedeam rafturi. Luam niște sandale, tot rafturi de sandale vedeam în gândul meu. Și tot inconștient mă ducea gândul tot acolo, pentru că mă programam să-mi caut ceva ce-mi place. Și după aia tot asta se... Eu nu știam, eu mă gândeam, uite cum îmi tot vin astea, că am cumpărat sandalele alea. Dar ele se programau și apărea tot pământul plin de sandale. Deci mare grijă în sensul ăsta, e foarte frumos, e... trezești zeitatea din tine. E super. Bon voyage!